Bună și bine ați venit pe Tarotada. Dragilor, vă aștept să deveniți membri ai acestui canal accesând linkul din descrierea acestui clip. Ne vedem acolo. Astăzi vreau să facem o etalare la cerere. Un abonat, o abonată a cerut acest clip. Poate vă regăsiți mai mulți dacă veți fi împreună. Sau veți mai fi împreună, sau depinde fiecare unde se află, dacă ați fost vreodată împreună sau dacă ați fost și v-ați despărțit, dacă veți mai fi din nou împreună. Nu încercați să vă atribuiți nimic, luați de aici doar lucrurile care rezonează cu propria realitate. Este o citire colectivă, nu este personalizată, valabilă atât pentru doamne cât și pentru domni. Și să vedem, dragilor, dacă veți fi împreună sau dacă veți mai fi împreună. Haideți să vedem ce este aici între voi doi. Această persoană, cine este? Să vedem. Această persoană a plecat din viața ta. Sfârșiturile sunt inevitabile. Nu a putut evita plecarea. Și se gândește cu iubire la tine, această persoană. Încearcă să înțeleagă cum te-a făcut pe tine să te simți. Încearcă să înțeleagă cât de mult te-a făcut să suferi această persoană. Tu te reinventezi în acest moment, dar te gândești că ar fi putut să fie mult mai mult decât a fost. Da, aici o relație eșuată. Dar acest om a conștientizat ce ți-a provocat între voi grădina, ceva frumos crește în grădina voastră. Ați îngropat securea războiului. Nu urâți această persoană, nu îi vreți, nu-i doriți răul și doriți să-i oferiți iubirea voastră, doriți să-i oferiți inima voastră. Atenție, pentru că această persoană a plecat când vă era lumea mai dragă, cred că aici. Doar că acest om a conștientizat că v-a produs multă suferință. Voi sunteți într-un moment al vieții voastre acum când trebuie să faceți lucruri pentru voi, să vă reinventați, să vă iubiți, să vă respectați, să nu călcați demnitatea, propria demnitate în picioare niciodată. Dacă acest om a avut motive întemeiate să plece, voi știți, fiecare dintre voi, mai puteți accepta această persoană, dar văd că aici sunteți persoane foarte disponibile. Vă oferiți sufletul pe tavă. Merită această persoană, pentru că aici avem schimbarea. Dacă această persoană se întoarce în viața voastră, trebuie să-i acordați atât cât merită, atât cât primiți. Nu oferiți mai mult. Bună dimineața, lumea te așteaptă aici. Puteți avea noi începuturi alături de această persoană și încă o șansă pe care voi sunteți aici dispuși să-i oferiți acestei persoane pentru că vă doriți această persoană. Visați la ea. Da, aici nu trebuie să judeci. Gândește înainte să judeci. Acest om a avut probabil motive întemeiate să plece, să rupă această relație și stelele. E un vis această persoană pentru tine și tu ești un vis pentru această persoană. Ce-ți transmite Universul acum? Că poți manifesta ce îți dorești, poți să manifesti împăcarea. Pentru că acest lucru se poate întâmpla. Ce a fost mai greu între voi a trecut, acele lucruri pentru care acest om a abandonat corabia, s-au încheiat, aici este numărul 44. Orice uragan are și un sfârșit. Nimic nu e bătut în cuie și nimic nu durează o veșnicie, dragilor. Da, tu aici îți trebuie reîntoarcerea la tine, gândește-te și pune în balanță dacă merită acest om să-i oferi totul pe tavă. Pentru că aici este și o justiție care vine și tu trebuie să fii corect cu propria persoană. Pentru că văd multă disponibilitate a voastră în legătură cu această persoană. Retrage-te o clipă și
conștientizează-ți valoarea. Aici poți fi propriul tău cavaler. Da, foarte interesant această citire. Haideți să vedem și de aici niște cărți. Acest om a plecat din motive întemeiate, dar voi ați rămas aici visând. Este conștientă această persoană că v-a lăsat cu o rană adâncă, deschisă. Cred că acest om, când a plecat, a spus adio, nu a mai lăsat niciun fel de portiță deschisă. Probabil a plecat, a blocat tot și dus a fost. Dar voi nu ați încetat niciodată să sperați că această persoană se va întoarce. Acum, poate a trecut ceva timp, uraganul s-a sfârșit, a ieșit soarele, iar această persoană începe să retrăiască tot ce ați avut voi împreună. Voi aici vă reinventați, dar vă văd persoane singure, care încă trăiți din amintirea celor care au fost, lucrurilor care au fost între voi, din amintirea momentelor pe care voi le-ați avut împreună. Haideți să vedem această persoană. Probabil a plecat din cauza muncii. O persoană orcoholică, o persoană care muncește mult și care dorește din ce în ce mai mult, dar pe proprii umeri, cu propriile mâini dorește să facă. Această persoană a avut aici un vis în carieră total diferit departe de planul sentimental, dar este o pasiune a sa. Poate este pictor, poate este artist acest om, sau poate face ceva creativ, a avut niște proiecte creative și a muncit mult, nu a mai avut timp de nimic altceva în jur. Da, acum această persoană s-a gândit că a obținut tot ceea ce și-a dorit, dar îi lipsește cel mai important moment din viața sa. Îi lipsește partenera, partenerul. Îi lipsește jumătatea, pentru că la un moment dat a lăsat-o în urmă. Aici, în această vâltoare în care s-a aruncat pentru muncă, pentru bani, pentru partea aceasta materială. Da, voi aici ați vindecat oarecum rănile, dar tot timpul vă veți întreba ce ar fi fost dacă ați fi și acum împreună. Tot timpul ați simțit că această persoană este predestinată și nu înțelegeți de ce a plecat acest om când puteați să faceți un sacrificiu împreună. Da, creștere între voi, grădina și creșterea, dragilor, împământarea. Reveniți cu picioarele pe pământ, pentru că aici este o poveste frumoasă, care putea să aibă un alt deznodământ decât a avut în trecut. Putea să fie o uniune aici. Gândurile negre din trecut le eliberați între voi, nu sunt bagaje din trecut. Voi nu purtați ranchiuna acestui om pentru că a plecat, iar acest om începe să se gândească la durerea pe care v-a pricinuit-o și dorește să repare, pentru că aici este iluminarea. Această persoană s-a iluminat, s-a trezit și și-a dat seama că a plecat dintr-o uniune. Dulcea acrișor a fost aici între voi. Da, a plecat pentru propria condiție acest om, a plecat pentru a se dezvolta și a înflorit și acum dorește renaștere pe toate planurile, suflet pereche. Dragilor, este sufletul vostru pereche. Dacă vă întrebați acest lucru și dacă vă întrebați dacă veți mai fi împreună, aici se poate repara totul. Perseverență, vă trebuie dorință mare, vă trebuie curaj, pentru că aici au fost lucruri dureroase. Voi ați rămas cu această întrebare. Ce ar fi fost dacă voi ați fi rămas împreună? Veți avea ocazia să aflați, pentru că acest om se întoarce în viața voastră. Veți să vedem cine este acest om.
Este la distanță această persoană. Voi așteptați corabia în port, așteptați să vină acest om și acest om va veni, dragilor. 7 de monede. Îți vezi de viața ta, îți vezi de reinventarea ta, dar în sufletul tău ai acest gol a omului care a trecut prin viața ta. Vei înflori. Acest om te va găsi într-o altă energie, într-o altă ipostază a vieții tale, cu lecțiile învățate, cu lucrurile știute, doar că aici tot foarte disponibilă sau disponibil sunteți. Dragilor, luați-vă măsuri de precauție. Pajul de monede. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă. Spune acest paj de monede. Voi aici vreți un nou început și vreți să spuneți adevărul. Și această persoană va veni cu adevăr. Va veni cu lacrimi în ochi și vă va spune că a renunțat la voi în favoarea planului material și a greșit. Pentru că împreună ați fi putut crea imperii aici, din ce văd eu. Și totuși o persoană a renunțat și relația voastră a murit din fașă. Trebuie, aici e o idee nouă, asul de săbii, va fi un nou început între voi, dar cu adevăr. Aici sunt sentimente reci în acest moment, deși sunt multe întrebări, deși cicluri s-au terminat, încep altele, se cere adevăr, se cere dreptate și îndrăgostiții. Să iei decizia cea bună, regina de bâte și 8 de cupe. Da, voi aici v-ați vindecat, ați ieșit din această durere, ați ieșit din acest disconfort, lacrimi, ce ați avut voi aici, pentru că această persoană a decis la un moment dat să plece. Judecata, dragilor. Toate drumurile duc la voi, drumurile acestei persoane, drumurile care se deschid în fața acestei persoane duc către voi. Toate semnele, toate semnalele, această persoană visează, știe, probabil v-a visat și înainte să vă cunoască și acum vă visează și știe că a făcut un pas greșit, un pas greșit al vieții sale. Un cavaler de monede. Încă nu a ajuns rege acest om, a trebuit să mă învețe și a trebuit planul material să și-l croiască, să și-l realizeze. Încet, dar sigur, această persoană va veni către tine. Dacă te întreb dacă va exista împăcare, dacă veți fi împreună, răspunsul este da, dar aici vă trebuie răbdare și probabil că sunteți într-un moment în care răbdarea voastră s-a terminat. Întrebările există, disponibilitatea aveți, considerați că v-ați vindecat și totuși această persoană nu a venit pentru că vine încet. Acest om este pe destinul tău și tu ai simțit dintotdeauna acest lucru. Dar încep să-ți pui multe întrebări. Probabil aveți zile și zile, zile când nu mai vreți să auziți de această persoană, zile când i-ați dat și luna de pe cer. Doar că aici trebuie să conștientizați că luna de pe cer el ea trebuie să vă ofere pentru că el ea a plecat la un moment dat. 4 de cupe. Vreți să vină în condițiile voastre această persoană, sunteți prețioși în acest moment și este foarte corect pentru că această persoană v-a lăsat într-o indecizie totală, în acel moment nu mai știați ce să faceți cu viața voastră, nu mai știați ce drum să apucați, nebunul. Faceți o schimbare, dragilor, și conștientizați că fiecare zi este un nou început. Foarte frumoasă, nebunul. Vine acest om ca o vijelie, e ca un parfum în viața voastră această persoană. Dar aici vine cu adevăr, dar vine și dorește să vă spună că înțelege și știe prin ce ați trecut și că și el ea a suferit. Aici acest om a avut multe lucruri de făcut. Plantați semințe, voi aici manifestați. Nu v-a convenit ce v-a făcut această persoană, dar
ați trecut mai departe și nu ați împovărat această situație și mai mult. Nu urâți această persoană, nu îi trimiteți gânduri negative, deși aici ați plâns și au fost lucruri nespuse, pentru că voi ați simțit că acest om este predestinat. Ieșiți din această energie și vă reinventați și o faceți pentru voi, regina de bâte. Leu, berbec, săgetător, am văzut zodii de aer, gemeni, vărsător, balanță și zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dragilor, aveți un nou început, dar acest nou început va fi în condițiile voastre. Nu fiți atât de disponibili, nu vă dați sufletul pe tavă. Impuneți-vă propriile condiții, pentru că aici această relație va fi. Această persoană va veni către voi, iar acum aveți ocazia să vă impuneți propriile limite sănătoase. Pentru că aici se cer limite sănătoase. Karma. A fost o karmă, a fost o situație pe care voi a trebuit să o încheiați. Acest lucru pe care l-ați avut de învățat în absența celuilalt, ce ați trăit voi în absența celuilalt, a fost plata unei karme. Și ați rămas în singurătate, dar ați trăit momentul la maxim. S-a încheiat un ciclu din viața voastră și lucrurile încep să se repare. Aici va fi uniune, dragilor. O iubire copilărească, poate împreună cu acest om veți avea și copii. Voi acum sunteți în acel moment în care ba vreți, ba nu vreți. Dar când va veni această persoană, și o să vă cadă la picioare, îi veți sări în brațe. Este frumoasă aici această etalare. Va fi un moment de reuniune, va fi un moment în care lucrurile se vor alinia. Da, împreună cu această persoană puteți să aveți familie, copii. Este o speranță mare, pentru că aici există sentimente. Persoana aceasta vă vede foarte frumoase dacă sunteți doamne. Sunteți persoane independente. A știut, dacă pleacă această persoană, că voi vă veți descurca. Doar că aici ați plătit un preț. Și această persoană a plătit un preț mare. Sufletul i-a rămas golit de sentimente, de faptul că a lăsat în urmă o persoană pe care o iubea, avea sentimente profunde, dar la acel moment nu a fost în stare acest om să vină alături de voi și să rămână, pentru că avea alte lucruri de făcut, karma, trebuiau plătite aceste lucruri. Da, doamne frumoase, aici îndrăgostiți, o decizie pe care voi o veți lua, voi decideți dacă această veți acorda această disponibilitate acestui om care la un moment dat a plecat pentru altceva, pentru serviciu, pentru plăcerile sale, pentru hobby-urile sale. Este posibil aici să fie avut o pasiune nebună acest om pentru pictură, pentru un talent pe care a dorit să îl fructifice și a renunțat la tot, o nebunie pentru acest talent și a reușit. Aici văd succes. Acest om a reușit ce și-a propus, dar doar planul material. Acum își caută iubirea prin lume și știe că iubirea sunteți voi, dar nu știe dacă o să vă găsească. Aici este o decizie pe care voi o veți lua în momentul în care acest om va veni cu adevăr în fața voastră, cu asul de săbii și vă va propune un parteneriat sănătos. Întorceți-vă la voi, la intuiția voastră și ascultați-vă intuiția. Aveți încredere în această persoană? Aveți îndoieli? Dacă a plecat odată, poate să plece și a doua oară. Gândiți-vă foarte bine ce simțiți, pentru că iubire văd, dar vă trebuie și încredere. O relație sănătoasă. Într-o relație sănătoasă există sentimente de ambele părți și încredere. Da, aici acest om a făcut o greșeală. A plecat, deși voi aici ați implorat această persoană să nu plece sau ați fi dorit să nu plece. Da, există împăcare, veți fi împreună. De voi depinde. Această persoană va veni și va veni frumos. Doar că voi aici trebuie să vă impuneți limitele voastre și să
acționați după sufletul vostru. Judecata începe o nouă eră pentru voi doi și este pe destinul vostru. Așteptați această persoană chiar dacă nu vreți să o recunoașteți. Continuare, dragilor, da, veți fi împreună cu această persoană pentru că această persoană are sentimente pentru voi. Aici este continuitatea, pasiunea și ardeiuți, stimularea. Este aici o relație, un dor care arde. Este aici o relație frumoasă de suflete pereche care este pe destinul vostru. Da, veți fi împreună pentru toți cei care aveți această întrebare despre o persoană care a plecat sau pe care o vreți în viața voastră. Comunicarea. Va începe din nou comunicarea pentru că această persoană va veni cu sinceritate să vă declare tot ceea ce simte. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!